Așa arată platourile noastre. Gata, ne-am echipat amândoi. Intrăm în apă. E așa o poză de tamne. Bună dimineața, marinarilor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, vreme foarte frumoasă astăzi. O să bată vântul după amiază, o să ne bată din față. Asta este. Asta pentru că mergem în Mamaia și asta pentru că vrem să adunăm scoici. Vrem să știm dacă sunt sau nu sunt bune scoicile din Marea Neagră pentru consum. Echipajul de astăzi este format din Bogdan. Salutare! Nepotul meu și din Vali, unchiul lui. Am desfăcut focul, avem un vânt bun dinspre sud. Deocamdată luăm direcția către est, mergem în larg și asta pentru că înspre Mamaia, în direcția asta, este apă destul de mică. Ieșim să evităm zona cu apă mică, să putem să dăm la trenă. Hai să vedem. Întrebarea e când apare domnul far. Când apare, că tot îl căutăm, îl căutăm. El cred că nu știe că îl căutăm. Puțin mai târziu o să avem o misiune în program. Trebuie să recuperăm ceva. Am pierdut, eu sunt donatorul de serviciu aici pe litoral. Mereu fac câte o donație și pierd câte ceva. Pe ultima oară am pierdut computerul de scufundări. Acum am reușit să pierd o linie de trenă. Destul de scumpicic, așa că aș vrea să o recuperez. Voblerul vreo 80 de lei, țapaina este 70 de lei. Deci 150 de lei pagubă, așa că mergem, când ajungem aproape de Mamaia, știu zona, știu unde s-a rupt și încercăm, are 12 metri adâncime apă acolo. Voblerul s-a dus undeva pe 6-7, maxim 8 s-a dus mai mult. Ar trebui, dacă avem vizibilitate, să le găsesc. Să vedem, și țapaina și voblerul. Până acolo, lăsăm la trenă și Bogdan o să prindă câțiva stavrizi și asta ca să reușim după să prindem și câțiva hanuși sau gudiți. Bogdan, misiunea ta e să prinzi stavrizii doar în mers. Da? Nu avem voie să oprim barca. Da? Lăsăm asta la trenă. Și apucat. Hai, adunem un ufar. Adunem un ufar. Hai să vedem. Star joc. Prindem câțiva stavrizi. Avem nevoie de 3-4 stavrizi. Bine, o să prinzi mai mulți, îi eliberezi. Oprim 3-4 stavrizi. Ca să avem momeală pentru hanuși. Oprim înspre Mamaia, avem un loc cu piatră acolo, oprim acolo, prindem acolo 2-3 hanuși să distreze Bogdan, să învețe mersul, după care mergem în Mamaia. Intrăm în apă, recuperăm voblerul, după care mergem mai departe Mamaia și adunăm spre aici. Mișcare? Mișcare, da. Mișcă? Da. Bun, bun. Bun. E bun, primul pește al zilei. Știi ce facem cu primul pește întotdeauna? Să le liberăm. Primul pește pleacă fericit acasă. Avem 8,5 metri. Avem pește pe sonar. Dar cu plumbul lui se ridică, deci nu mai stă pe fund cum ar trebui să stea la aproape de fundul apei unde ar trebui să joace. Plumbul lui se ridică pentru că nu este în mișcare. Hai cu ei, să vedem. Dacă crezi că nu ai mulți, mai ai drumul la fie puțin, mai duce jos. Da. Unu? Doi? Doi. Doi. Bun, bravo, gata. Hai că ai prins treaba, ai început să înveți. Hai, mă ascund. Dă-l încoace. Asta-l oprim. Prim vreo 3 așa, 3 stare. Dă-l încoace.
Abia adie vântul. Înaintăm încet. Știi că m-a prăjitat la ceapă de acolo. Hai să eliberăm că n-are nevoie de el. Asta când e unul de scoate, se vrei nu foarte tare ca și cum ai prins mai mulți pești. Totdeauna când e unul la ceapă, chiar dacă ai unul singur, să zici că ai luat 3. Câți ai? 2. M-a sabotat. Asta e, trebuie stărănat până am zis. Dar nu acum, că n-aș ce mă mai. Acum uite, am pus tricoul pe mine. Hai să-l liberez. Mamă, de dor, dar nu mai putem. Dacă am legi o zonă de piață. Pare, pare piață. Dacă îți mai dă, trage. Dacă îți mai dă două de astea, trage. L-ai luat, ia. Gata, mâninează. L-ai luat. L-ai luat, ce frumos. Hai să vedem ce ai luat. Hanus, clar, nici nu discut. Hanus, bun. Dă-l încoace. Îl eliberăm, nu-l ținem. Domnul Hanus. Mamă, Bogdan, ce poza iar. Păi. Ia să facă așa o poză de thumbnail. Bucata de stavride. Hai. A, pe mine m-am upat, nu pe tine. Hai, rău, data viitoare pe tine. Hai, fugi. Îți trage ceva. Și dă-i, 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 dă-i. L-ai luat? L-ai luat, dă-i. Dă-i, ce ai luat? Pare frumos, a? Nu știu. La fel de mare. La fel de mare. Nu cred că l-ai luat la capul ăla de stavride. Ia să vedem. Ai luat sus, că ai luat sus mai mult ca sigur. Ba nu mă, jos, bă, a înghețit capul de stavide, nu cred. Băi, ursule, am zis eu că prind un urs de Marea Neagră. Ia mă, face mă, ursule. Uite, bă, băiat, l-a luat mai capul. A, nu știu. Gata, hai. Ne-am distrat, continuăm. Continuăm că pierdem timpul. Și timpul este valoros aici, pe mare. Trece imediat. Hai, la drum, următoarea misiune. Da? Să scot voblerele. Hai să vedem dacă am noroc să le văd. Nu cred că am noroc, sincer. Am găsit balizele, cu greu le-am găsit. Bine că am pus un punct pe hartă care pierd. O să arunc ancora aici, mergem pe lângă ele și poate am noroc să-mi găsesc voblerul și linia de trenă. Gata, începe misiunea, să vedem. Wow, apă rece, îmi vine să intru și nu mai e cald, nu mai e soare. N-am ce să fac, n-am ce să fac. Wow! Rece apa. Așa e prima oară, după aia te obișnuiești cu ea, dar prima oară când intri, are 21,5 grade, puțin mai bună,
Dar am ieșit nicio șansă. Se bifurcă liniile. Am fost, m-am dus și pe 10 metri și pe 12 metri, pe acolo nimic. Nu le-am găsit. Cine știe unde s-or fi prins ele pe drum. Nu sunt. Asta e. Mergem în Mamaia să adunăm scoici. Am ajuns în Mamaia! Gata! Ne-am echipat amândoi. Intrăm în apă, mergem să adunăm câteva scoici. Și poate avem noroc să vedem și câțiva peștișori. Bun, hai! Mergem să verificăm ancora. Amândoi am intrat în apă, așa că cel mai important lucru după ce intrăm în apă, verificăm ancora dacă este prinsă bine. Super! Ăștia erau chefali. Chefali? Da, ăia mari, ăia frumoși erau la bani prima oară și erau chefali. Ha, ce frumos! Am văzut și pelicani. Avem o zi superbă astăzi.
păci și câțiva garezi. Mai ne jucăm puțin pe aici, prin zonă. Să mai filmăm câțiva chefali. Sunt chefali în zonă. Haideți să-i vedem. De frumos stau chefalii pe lângă noi. Superb! Cum se pare, Bogdan? Foarte. Cât de frumos! Și apă limpede! Condiții perfecte! Gata, bălăceala, am înghețat. 18,8 grade are apa. Foarte rece. Gata, baia. Ce zi, ce zi superbă. Apă limpede, foarte mulți pești. În schimb, foarte rece. Ne-a gonit destul de repede. Am avut doar bluzele pe noi. Am înghețat. Dar vin nori, nori amenințători. Și cred că o să ne creeze probleme. Vântul bate destul de tare acum. O să mergem undeva la adăpost, ridicăm ancora, ne punem în mișcare și sperăm să nu plouă și să putem să facem mâncare. Avem scoici, avem creveți, avem și garizi. Am găsit câțiva garizi acum, așa că facem paste cu fructe de mare. Doar să putem. Frumoasă bărcuța voastră aici. Mersi, chiar mă. Foarte frumoasă. Hai, salut. Victor, Vali. Îmi pare bine. Vali. Postează aici? Sigur. Da. A, deci l-ai venit cu papucii după tine. Mă, păi dacă mi-e... Salut, Victor, îmi pare bine. Salut, salut, Vali. Îmi cer scuze, drag. Treabă, nu? Hai că s-a meritat. Da. Nu avem... apă plată, punem apă minerală, fierbem scoicile, mai mult de o cană nu avem nevoie, pentru că ele trebuie să fiarbă în aburul lor, așa că punem puțină apă, de ajuns.
Au venit doi marinari să ne salute, doi marinari care urmăresc canalul meu de YouTube. Între timp am scos garizii. Scoicile sunt la fiert. Mai avem puțin și le scoatem. Nebunie, nebunie, apare un metru acolo și delfinii fac spectacol. Unde sunt pescărușii acolo? Ia uitați. După chefal, clar. Scoicile sunt gata. Mai pun sau? Mai pune ceva. Am apucat să curățăm creveții. Deci avem creveți. Cum arată un crevete curățat? Așa arată un crevete curățat. Și așa arată un garede curățat. Garedele e foarte mic. Crevetele e mai mare. Deci îi curățăm de cochilie, după care îi curățăm și de mațele pe care le au în interior. Pastele sunt gata, deja le-am scos, sunt aici pastele. Punem ceapă și usturoi, pe care adăugăm creveții, să vedem dacă au loc și scoicile. Dacă nu le fac pe rând, o să fac întâi creveții, după care fac și scoicile. Cred că au loc și miediile lejer. Punem roșii sherry. Punem și pastele. Deja s-a umplut igaia. Așa arată platourile noastre, paste cu fructe de mare, jumătate sunt fructe de Marea Neagră, garizii și midiile, creveții sunt cumpărați. Gata masa, ne-am liniștit, ne-am relaxat, trebuie să ridicăm ancora și să plecăm din locul ăsta superb. Cât de limpede este apa, ce zi frumoasă! Gata, am ridicat ancora, ne-am pus în mișcare, deja bate vântul, ieșim de la adăpost. Capitane, unde mergem? Portul Tomis. Gata, mai avem puțin și intrăm în port. Încheiem o zi superbă, cum de altfel ar trebui să le încheiem pe toate aici pe litoralul Mării Negre. Am făcut scufundări, am gătit, am văzut delfini, am văzut la bani, am văzut și chefali. O zi superbă. Vreau să le mulțumesc capitanilor care ajută și susțin canalul. Vreau să le mulțumesc marinarilor care ajută și susțin canalul. Vreau să le mulțumesc celor care au apăsat butonul de like și celor care s-au uitat până la sfârșitul vlogului. Așa încheiem aventura pe ziua de astăzi. V-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.